domnule ministru secretar de stat, domnule inspector general, distinși invitați, onorată audiență. Ne aflăm la o mare sărbătoare astăzi pentru că, de fiecare dată, când inaugurăm un nou spațiu destinat salvării de vieți, avem un prilej de bucurie. Facem un pas în plus spre normalitate și spre siguranță. Suntem onorați de prezența la ceremonia de azi a domnului dr. Aed Arafat, secretar de stat și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, fondatorul Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, domnului colonel Marian Daniel Dragne, împuternicit inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Din fericire, în România există modele de la care învățăm responsabilitatea de a fi cetățean și învățăm să iubim pe oameni necondiționat. De aceea, mulțumim în mod deosebit domnului Aed Arafat, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență și domnului colonel Daniel Marian Dragne, inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru sprijinul acordat în realizarea punctului de lucru Șărmășag. În semn de recunoștință, Consiliul Local al Comunei Șărmășag, întrunit în ședința ordinară din data de 19.04.2017, a hotărât conferirea titlului de cetățean de onoare domnului Aed Arafat, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență și domnului colonel Daniel Marian Dragne, inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Cred că astăzi ce se întâmplă în zona dumneavoastră va avea un impact nu numai asupra dumneavoastră, ci asupra comunităților din jur. Și acest lucru este cert, de fapt. Pentru că un astfel de echipaj o să scurteze timpul de reacție pentru cetățenii nu numai din Sărmășag, dar și din zona limitrofă și, înțeleg, chiar intrând în județul Satu Mare. Asta este rostul acestor echipaje și acestor puncte de lucru care să le facă mult mai aproape de cetățeni și mult mai aproape de cei care beneficiază și necesită, de fapt, intervenția de urgență, fie că ea este pentru incendii, fie că este pentru asistența medicală de urgență sau orice altă formă de asistență de urgență care are cineva nevoie de ea. Nu pot să spun că am rămas, totuși, nu pot să nu spun că am rămas șocat de și onorat în același timp de gestul dumneavoastră pentru acordarea cetățeniei de onoare. Și asta înseamnă că trebuie să trec pe aici de fiecare dată când sunt în zonă, să văd cum este la localitatea în care, cum spune domnul colonel Dragne, locuiesc cel puțin temporar și sunt cetățean de onoare. Și mulțumesc, sunt chiar foarte onorat, dar cred că cetățenii de onoare sunt totuși cei care vor deservi această localitate și care o să asigure asistență de urgență permanent pentru cetățenii de aici și pentru cetățenii din jur. E un nou echipaj, un nou punct de lucru care a fost înființat în colaborare cu autoritatea locală din Sărmășag, județul Salaj. Va deservi o zonă care include câteva localități din județul Salaj, dar și din județul Satu Mare. Normal, va scurta foarte mult timpul de reacție pentru urgențe. Este colocat în sediu cu serviciul voluntar de pompieri, cei care deservesc echipajul SMURD-ului fiind pompieri militari. Și mai sunt planuri în viitor de dezvoltare a acestei zone să fie și un echipaj de descarcerare și asta este din cauza accidentelor multiple care sunt pe drumul din zona de aici, pe drumul național, pe drumul european care îl va deservi acest echipaj. Deci eu zic că e un pas înainte și vreau să mulțumesc și în același timp să felicit pe toți care s-au implicat, Inspectoratul General, Inspectoratul Județean Salaj, autoritatea locală, deci mai ales Sărmășag, aici vorbim, Consiliul Județean, Prefectura, toți care s-au implicat în realizarea acestui proiect. Și sper să nu fie nevoie de el, deci să fie doar un echipaj care să stea să aștepte, dar să n-aibă urgență. Dacă va avea, bineînțeles, sper să fie la așteptările tuturor și să facă datoria cum trebuie.
ați amintit în timpul discursului dumneavoastră despre heliportul de la Jibou și despre problema care există acolo, ideea că a fost construit deși nu dispune de o bază de aterizare. Nu, deci nu așa se pune problema. Se pune problema că a fost construit, a rămas de rezolvat bază, adică platformă de aterizare. Este o hotărâre de guvern care trebuie din nou emisă pentru că a trecut perioada și care trebuie să îl dă din nou către Consiliul Județean că ei se poate să investească și în platformă de aterizare, este în curs de rezolvare. Deci nu permitea timpul în care s-a construit efectiv clădirea să se construiască și platforma? Se pare că nu. Deci asta nu mai pot să intru în aceste amănunte. Deci, din punctul meu de vedere, suntem pe cale de a rezolva această problemă ca să se facă și platforma. În secunda în care este făcută platforma... Deci era termen în care se putea face și nu s-a făcut, românește. E posibil că au fost probleme cu licitația. E posibil că a fost, adică a durat mai mult licitația. E posibil că a durat mai mult anumite executări. Deci nu stau să caut aici decât că suntem pe cale de a rezolva această problemă. Deci hotărârea urmează să fie emisă și să rezolve problema către Consiliul Județean, care e în așteptarea ei. Deci de anul trecut, de la sfârșitul anului, în mod normal, documentele sunt făcute, sunt trimise la București. La noi se va rezolva problema asta și atunci vor putea să execute ultima parte cu autorizarea cu tot, pentru că aici au mai fost discuții și pe partea de căi de acces, căi de plecare și de autorizare, care durează mult. Deci astea sunt aspecte care durează foarte mult. Deci suntem pe cale de a le rezolva. Veți estima o perioadă? Eu sper că în acest an să o rezolvăm, nu mai se pune problema să mai întârziem foarte mult. Viitor, puncte noi de smurt există în județul Salaj plan pentru încă un punct, nu pot să vă spun localitatea, domnul inspector șef poate să vă spună exact unde. Dar unde știți noastră că ar trebui? Deci sunt puncte care ne uităm la distanțe și la acoperire. Și este un punct care urmează să fie creat, chiar am vorbit cu el, dar nu mă aduc aminte acum de numele localității, poate să vi-l spună imediat. Un timp de... Poftiți? Sunt Mihai al Mașului, probabil. Așa este, sunt Mihai al Mașului, așa este. Așa, în orizont, un timp. Exact. Asta tot în cursul acestui an, deci nu stăm să așteptăm, nu vorbim de anul viitor, vorbim de cursul acestui an, poate către toamna să fie înființat. Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Bună ziua, domnul deputat. Bună ziua. Care este importanța acestui punct al SMURD de la Sămârșac? Domnule, este un lucru foarte bun, înființarea unui centru SMURD în comuna Sărmășag, deoarece chiar era nevoie de un punct SMURD, cât ar fi nevoie, bineînțeles, și de un punct al Serviciului Județean de Ambulanță. Este foarte important pentru comună în general, cât și pentru comunele învecinate. Mi-aș dori o cât mai largă extindere a unor asemenea centre, atât ale serviciilor de ambulanță, cât și ale celor SMURD. Chiar mi-aș dori și o să mă lupt. Unul dintre obiectivele mele, încă de când eram manager la Serviciul Județean de Ambulanță Sălaj, era cel de a înființa două puncte la Zimbor și la Ileanda, ale serviciilor de ambulanță. Și chiar nu aș avea nimic împotrivă, pentru că nu este o concurență, din punctul meu de vedere, între serviciul SMURD și serviciul de ambulanță. Este o necesitate și trebuie să fie o bună colaborare. Aici trebuie să primeze nevoile cetățeanului, a pacientului în special. Este nevoie doar de o hotărâre de guvern prin care să se treacă din nou în proprietatea Consiliului Județean terenul pe care urmează a fi construit acea mică platformă de aterizare pentru elicopterul SMURD. Și acest lucru îmi doresc ca în cât mai scurt timp să fie realizată și în sfârșit județul Sălaj și nu numai, cetățenii județului Sălaj și acelor din întreaga regiune de Nord-Vest să beneficieze cât de repede posibil de acel elicopter SMURD care este foarte, foarte necesar în zonă.